Sorry, boy, Steph. Fam. Mă clădai bine. Băi, Steph, de câte ori te-a nimerit? Câtă viață mai ai? Cât? Cât, mă? Vorbește un microfonul ăla. Nu știi. Nu știi. Acum, seara, Irmeci pe aici, e la... agitație pe la stadion. Verific câteva tranzistoare specializate pentru plajul cu baliaj orizontal de la TV, televizoarele clasice cu tub cinescop. Și mai merg după atât timp? Păi cum să nu merg? La mine la firmă vreau să dezvolt un proiect cu despre o imprimantă 3D care trebuie să o pun în funcție. Cam așa ceva, trebuie să fac niște, mă rog, am de făcut niște reglaje de finețe ale unei componente. Când ai descoperit pasiunea pentru electronică? Acum foarte mult timp. Adică anume eram prin clasa a noua. Mai mic ca tine era. Dai seama? Atunci am descoperit prima dată. E vina unui nene care în sat era depanator de televizoare și nu venea să îl chema și nu venea. Și atunci am zis, de așa să nu pot să repar un televizor. Și încet, încet am învățat. Și cum a fost atunci când ai reparat primul televizor? Mare satisfacție, plăcere de plină să vezi că după ce l-ai reparat, televizorul funcționează, nu? Schimba, să știi că tu ai schimbat o componentă și el revine la viață. E o plăcere. Și de aici, dependența de electronică. Cum că ești dependent de calculator. Castronul că am curățat mai devreme cu cartofii de coajă să nu rămână mizeria lipită pe fundul castronului. Îi tai, da? Subțin și ți-i prăjesc. Gata! Îi clătesc bine, să iasă tot amidonul din ei. Da? Tu altă mâncare în afară de cartofi prăjiți și tăpaci? Ba da! Ardei un pic cu un tuneric. Picioară de broască, și tăpac. Cum să fac trufandare, ce mai știu să fac? Să știu să fac și prăjituri. Știu ditete. Ditete pentru toți. Ditete pentru toți. Da. Ai auzit un bunica bate toba? Ei, mama bate toba. Și mama bate toba. Ia fă-mi lucru. Și nu mai sta cu picioarele așa. Tăi, ești în loc. Tăi, ești undeva. Tăi, ești undeva. Perfect. Face poză? Mhm. Unde e ta la afară? Ești la televizor. De ce fel de filmare asta mă? Da, și... Ce cadru? Ăsta trei cu curez, stau în fața aparatului. Da, nu vorbiți?
Ce să zic? Păi nu vorbiți. A, nu vorbiți? Nu. Mă, nu poți stai 3 minute așa, 2 minute. Dar de ce face din nou poză? Nu! Filmează, nu face poză. N-auzi că filmează, păi... Am ajuns... Dar vreau să mă uit și la film și să mă... Păi uite-te la film!